E bine să-i aduce presa. O să vă spun de ce, dacă mă lăsați să termin. Nu. Druță, vă rog frumos. Păi, de ce ar fi bine? Pentru că dar voi aveți o cauză și nu o susțineți. Deci fie... Da, o susțin. Deloc, nici colegele voi tale, nici tu. În manual. Până acum vă susțineți deci, o cauză. Nu aveți niciun conflict. N-am văzut până la momentul față nicio idee. Păi eu nu vreau să intru în conflict cu colegii mei, că păi n-aș avea de ce. Că e... De ce de să susțin rolul educativ pentru al prezenței? Pentru că susțineți chestii diferite, da. Nu mi se pare că susținem chestii diferite, pentru că nu, eu cred că dumneavoastră, domnule Mândruță, puteți să faceți audiență și cu emisiuni educative. Eu chiar cred chestia asta. Da, nu vreau, am și eu demnitatea mea. Pentru că pentru... pentru că eu cred că pentru publicitari e mai interesant un public, chiar dacă e mai restrâns, dar să fie un public conturat, să fie un public educat, să fie un public care împărtășește aceleași valori, mai degrabă decât o masă amorfă de oameni care nu sunt capabili să fie fideli unei emisiuni. Crezi și care migrează de la o te referi probabil să vinde altfel. Te referi la publicul de la Berea Ciuc? Da, exact. Încă una și mă... Nu pot să vă urmăresc. Crezi tu că berea respectivă sau o răcoritoare așa este mai băută de oameni dacă îl ascultă pe Mândruță cu emisiune culturală decât dacă se uită la Capatos? Nu, eu n-am susținut lucrul ăsta. Nu, am spus că se poate face, că eu cred că se poate face audiență și cu emisiuni educative, emisiuni culturale. Să încercăm să facem cultură, pentru că poate găsim acolo niște oameni care sunt preocupați și poate Cărturești într-o bună zi o să aibă publicitate la televizor. Și mai mult decât atât, eu cred că serviciul public, televiziunea română, ar trebui să-și ia foarte în serios rolul educativ și restul televiziunilor sau publicațiilor comerciale ar trebui totuși să păstreze un echilibru. 3 minute. Drept la replica acolo. Am o întrebare, domnule Măruță, Mândruță, mă scuzați. Da, e ora. Ați venit? Asta a fost grav, a fost subțintură. Deci, zile pe că a fost premeditată. Ați venit? A fost premeditată, e logic. Da. Ați venit? Asta face audiență. Exact. Ați venit aici în emisiune pentru 7 milioane? Sincer. De pentru euro, un salariu de euro 700 și poate de lei. Chiar și lire. Nu, da. Pe un salariu lunar de 700 de lei? Pentru atâta vine. Ați venit? Sincer. Tu vrei să afli salariul meu. Nu, chiar nu mă interesează aspectul ăsta. Sunt foarte curioasă dacă ați venit pentru un asemenea salariu, pentru că sunt sigură că acesta ar fi prețul pe care vi l-ar plăti aici antena, dacă ați venit să faceți o emisiune cu temă culturală. Tușe, sub centură. Să-mi spună juriu, să mă las corupt cu 7 milioane ca să fac cultură? Păi poate nici nu știu. Uite-ți, ia să vedem. Hai, următorul vorbitor de la voi. Vreau și eu să spun ceva, din câte știu eu, pentru că eu urmăresc emisiunea dumneavoastră. Deci, nu acceptăm vorbe despre emisiune. Nu sunt vorbe despre emisiune, dar dumneavoastră ați făcut emisiuni culturale. Ați avut, Doamne ferește, vreau să neg pe această ocazie, vreau să neg orice alegații că aș face emisiuni culturale. Nu e adevărat! Termină! Ai mai scris și la dilemă, nu? Haideți, următorul vorbitor de la voi. De la voi? Ia uite, presa de business. Numele meu era Luca Balint și sunt de la Facultatea de Drept și reprezint Facultatea de Drept, deci nu de la medicină. Și vreau să spun că mă bucur mult că sunt aici și că am venit aici pentru un fapt. Am avut ocazia să mă citesc și o presa de scandal. Și ghiciți ce am aflat. Păi, în primul rând, am aflat că Florin Salam merge la concert cu avionul. Și mă gândesc că drumul meu până acasă, el face chiar 3 concerte, ține 3 concerte. Nu, ai aflat că Florin Salam zice că merge la concert cu avionul, pentru că altfel nu scrie nimeni nimic despre el, că nu mai făcut nimic merge. Nou, și atunci trebuie să inventeze câte un subiect. Despre asta este vorba în presa de scandal. Poate chiar merge. Nu se știe. Merge la concert, adică ia avionul de braț și zice, hai, da, la exact. Concert? Nu, merge cu avionul atunci. De asemenea, am mai aflat și de Adina Pestrițu, habar n-am cine e, care a spus că o iubește pe Mihaela Rădurescu. Mă întreb oare în ce fel. Și am mai aflat și că Andreea Marin Bănică are probleme și că merge la psiholog. Oare de ce ne interesează toate astea? De asemenea, dar de ce rețin eu dacă îmi te interesează? Și de ce ai citit chestiile astea? Ca să mă documentez pentru astăzi. Sunt convins. Da. În ce ziar? În Click și Libertatea. Da, de obicei ce citești? Voi nu... Tu nu susțineai dictatul. Pe Jurnalul Național n-ai citit. Așa. Am uitat. Voi trebuie să vă susțineți o cauză. Da, deocamdată susțin cauza celorlalți. Nu, asta e o dovadă de fair play și pentru asta punctăm suplimentar. Da, mulțumesc. Sau e psihologie inversă. Am pornit de la această idee a tabloidelor și
vreau să trec și la niște vești bune, faptul că filmul Concert al unui regizor român a fost nominalizat la Globurile de Aur. De asemenea, sunt și alte campanii umanitare care se sfășoară. Dar nu la Pulitzer, că noi vorbim de presă. Dar noi, tu trebuie să susții teoria că e mai bine ca presa să se chinuie să facă audiență. Un click scrie despre... Păi presa se chinuie să facă audiență și se chinuie prin Chris? Aceste modalități. Ți-am zis unde trebuie să trimiți comunicatul de presă despre arta ta. La click. Salam. Dar trebuie să le miști pe salam la piesă. E, uite o idee. Ar fi interesant dacă ar și veni. Susțin faptul că ei trebuie să facă audiență și că asta caută, pentru că asta se vinde și se vede din cifre. Click are peste 210.000 de cititori în fiecare zi. De ce se vinde asta? De ce se vinde asta? Pentru că asta vrea românul. Nu, tu par nemulțumită. Da, sunt. Păi și atunci de ce ești în tabăra de aici? Păi susțin faptul că asta se face și că asta e atitudinea pe care ei o au. Dar nu asta e cauza pe care trebuie dar să... Dar nu pari sinceră când susții cauza asta. Nu pari sinceră deloc, da. Și ești da, la drept? Vrei să devii avocat? Drept. Păi eu să apăi criminali. Hei, ce spui? Acest violator e nevinovat. Nenorocitul. Știi ce îmi pare mai rău? Că țin cu voi și nu mă convingi deloc. Îmi pare rău că nu sunt suficient de convingătoare. Totuși cifrele astea arată că... Timpul asta s-a terminat. Timpul s-a terminat. Mulțumim mult. Dar ai făcut audiență. Ai făcut audiență. Următorul vorbitor de la voi? Hai, cine este? Vă mai întreb puțin, îmi cer scuze. De curiozitate. Înțeleg că... Ți-a atras atenția foarte mult, ți-a atras atenția doar revistele și publicațiile sclipicioase, cum s-ar spune. Dar dacă acestea au ieșit în față, nu înseamnă că presa de cultură nu există. Mulțumesc mult! Nici nu cred că am susținut vreodată că presa de cultură nu există. Nici măcar despre asta nu era vorba în temă. Era pur și simplu o documentare, pentru că Raluca nu citește astfel de tabloide. Asta e un argument pentru noi. Nu, asta nu e un argument pentru voi. Asta e un argument pentru documentarea corectă a temei. Dar voi nu știți cât ați câștigat acum. Da. Haideți voi, următorul. Bună seara, numele meu este Daniel Blaj. Sunt student la Facultatea de Istorie și Filozofie Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Vrem să credem că... cum ține Emil Boc iPad. Poți? Ia. Așa sau așa? Cum cred mai așa, are? Cred că așa. Așa 25% mai jos. Așa. Bine. Vrem o țară morală. Vrem să credem că România e o țară intelectuală și morală și vrem să trăim în ea bine. Ei bine, dacă mergem pe principiu, presa... Asta cu trăitul bine, deja văd niște frisoane. Dacă mergem pe principiu că presa constituie, este de fapt un business, vorbim de imoralitate. Vorbim de un business fără suflet, de care vorbiți voi, trecând peste valori. Treci peste valori să faci bani. Astfel, dacă mergem pe acest principiu, devenim acționari la imoralitate. Eu nu mă complac în situație și nu vreau să devin acționar la imoralitate. Funcția de informare stă la baza mass mediei. Ei bine, educația se face prin informare. O secundă. Asta e treaba școlii. În mod normal, presa aia care educă, despre care vorbiți voi și ideea în care am spus și eu la început că aș crede, presa își face treaba în momentul în care școala livrează oameni de calitate. Nu cumva în momentul de față cere să presei să facă treaba pe care școala nu și-o face cum trebuie? Că dacă oamenii vor să vadă țâțe, pot să zic? Stai să mă înceas. Da, poți să zici. Așa, dar să știi vor să vadă sânge posterioare și alte minunății pe prima pagina ziarelor, dincolo de reflexul biologic firesc pe care îl apreciez, recunosc și la care achesez, înseamnă că au și o problemă de educație. La asta nu mai achesez. Și problema asta vine din școală, nu e treaba presei. Tocmai de acest motiv, școala și familia sunt cele care sunt puse să educe populația, însă presa vine ca un ajutor în formarea unei personalități verticale. Tocmai constituie un pilon foarte important în ceea ce privește educația populației. Mai mult decât atât, presa reprezintă a patra putere în stat. Ea trebuie să aibă inițiativă în ceea ce privește educarea publicului. Noi, de multe ori, nu ne dorim profesori, ne dorim mentori. Aceștia îi găsim în presă. Dau exemplu de oameni din jurnalul sau de ceea ce face Jurnalul Național prin vinderea ziarelor împreună cu cărți, care sunt menite să ne ajute pe noi să ne creăm o educație corespunzătoare în România 2010. Mulțumesc! Deci, presa care se dă cu cărți. Da, presa care se dă cu cărți. Se vinde foarte bine. Aia nu e presa.
Ba, da, e presă. E nu, presă nu culturală. E presă. Presă... Este presă în cârje. Pentru că nu are content pe care să-l vândă, dă și carte, dă și CD, dă și o garoafă, dă și un... Este foarte bine pentru noi. Noi ne bucurăm. Te bucuri? Evident. Ai citit cărțile care se dau cu ziarele? Da. Știi câți le citesc? Nici eu nu știu, dar mergem la publicitate. Continuăm după pauză. Apoi... Suntem înapoi la nimic important și ne apropiem de finalul acestei dezbateri sau debate, cum mai spune pe englezește. Avem două tabere în seara asta, studenți, toți, una dintre ele încearcă să ne spună că presa ar trebui să fie un business, cealaltă că presa ar trebui să educe poporul cu televizorul sau cu ziarul tabloid. Mai avem ultimele două intervenții din partea ambelor tabere, după care juriul va da notele și vom afla cine a câștigat în seara asta. Hai să vedem cine mai e de vorbit. Sunt Radu Chirvăsuță și reprezint Facultatea de Medicină în echipa Echilibrium. Nici revoluționarul și cu atât mai puțin reformatorul nu are libertatea de a aplica proiectele, utopiile pe care le-a conceput, fără a strânge mai întâi adeziunea, fără a distila niște idealuri sau niște frustrări ale omului obișnuit. Cu atât mai puțin jurnalistul poate să facă asta. El... Chiar înainte să-și găsească această vocație, publicul exista acolo. Publicul, ține microfonul mai aproape de voi. Publicul este cel la care jurnalistul se raportează înainte chiar să conceapă un mesaj de orice natură, fie el educativ sau fie el... Deci, în contradicție cu ce au spus colegii, deci de data asta jurnalistul și alege publicul sau publicul și alege jurnalistul, că nu mai înțeleg. Nu, publicul există, publicul este cel care cere... Publicul este cel în care sunt regăsite speranțe sau frustrări. Jurnalistul este cel care nu poate să nu țină cont de public. Deci este o tiranie a audienței de o altă factură, cea la care mă refer eu. Este vorba despre dependența de audiență care precede rolul educativ. Rolul educativ nu se poate exercita fără să se stabilească un contact, o relație, o interacțiune între jurnalist și public. De ce este educația incompatibilă cu audiența? N-am spus că este incompatibilă. Eu pur și simplu spun că trebuie să preceadă audiența. În primul rând, trebuie să se formeze un contact, trebuie să se formeze o interacțiune între presă și public și apoi se poate exercita acest rol educativ. Încă ceva. Cel care transmite mesajul pornește de la imagini care sunt familiare publicului. Dacă vrea să, ca ulterior, să transmită un mesaj subversiv, mesajul subversiv fiind acum rolul acesta educativ, în primul rând trebuie ca imaginile, cuvintele, vorbele să fie familiare publicului. Deci ce vrei să spui tu este că e bine să avem din când în când și câte un fund, iar pe el să scriem cu carioca un citat din Shakespeare. Nu chiar. Nu chiar. Nu. Nu. Subversiv. O posibilă soluție ar fi transmiterea de către presă a unor mesaje stratificate cu mai multe niveluri de semnificație, unde și omul obișnuit să se poată regăsească, dar care să aibă și un nivel de complexitate suficient în care omul profund care gândește să găsească hrană pentru gândurile lui. Gata, ne-am oprit. Mulțumim!